Seara trecută, crema showbiz-ului și-a dat întâlnire la un super eveniment din capitală, dar evident, cea care a atras toate privirile a fost Loredana Groza. La 53 de ani, diva se află într-o formă de invidiat și a pozat într-un mare fel. Vedeta a primit premiul Best Artist pentru cei aproape 40 de ani de activitate, de când cucerește publicul cu vocea ei unică și show-urile inconfundabile. Ba mai mult, fără să-i fie teamă de vreun comentariu negativ, Loredana s-a fotografiat în brațele manechinilor lui Cătălin Botezato. Poza merită milioane de like-uri. 40 de ani de carieră, nu vine să cred. Nici mie. A trecut așa, ca un vis. Parcă ieri a fost, parcă ieri veneam aici în București pentru prima dată la preselecțiile pentru Staua Fără Nume, de mână cu tata. Și într-un oraș pe care nu-l cunoșteam, într-un oraș care mi era absolut străin, dar totuși aproape, pentru că eram fascinată de bucureșteni, de cei care sunt în capitală. Mi se părea că din start au un avantaj în viață, că sunt aproape de orice. Și mi-am dorit, primul lucru am zis, ok, când o să fiu mare, când o să fiu un star, o să stau în centrul Bucureștiului, cum stau toți ăștia șmecheri. Și chiar am stat la Piața Romană. Dar să știi că nu e afacere prea grozavă, pentru că nu ai loc de parcare, e destul de stresant. După aia am înțeles că trebuie să stai un pic în afara orașului ca să fie ok. Ai visat la Sala Palatului? Nu am visat la Sala Palatului. Sala Palatului, practic, era o sală interzisă, o sală în care eu n-am cântat niciodată, decât după 90. A fost primul concert al unui artist român la Sala Palatului, în 94, pentru că se făceau concerte cu mai mulți artiști. Unui singur artist a fost concertul Atitudine, în care am lansat un album care mie îmi place foarte mult și astăzi. E un album extrem de emoționant pentru mine, dar și pentru fanii mei, pentru care a prezentat o trecere de la anii 80 la anii 90 și o schimbare pentru și o reinventare a mea, care a fost extrem de importantă în drumul meu. Și nu întâmplător în seara asta am obținut acest premiu, probabil. Le-am zis că sunt onorată să fiu the best artist, dar asta nu înseamnă că nu mai am de lucru la asta. În fiecare zi am de lucru să devin the best. Nu întâmplător ți l-au dat, pentru că tu chiar ești un artist foarte bun, ești un artist care întotdeauna a găsit puterea să se reinventeze și cumva să abordeze genuri muzicale care tu ai fost inovat. Da. Nu ți-a fost niciodată teamă? Nu mi-a fost teamă, tocmai că mi-am asumat aceste riscuri știind că vor fi și oameni care vor fi șocați, nu vor înțelege, vor căuta să tragă sau să mă tragă cumva înapoi, dar am avut instinctul ăsta că dacă vreau să fac ceva în viață, trebuie să fac ceea ce simt și nu ceea ce vor alții. Și chestia asta e cu dus și întors, dar nu este niciodată niciun câștig. Cum e să fii cel mai bun artist? Cum te simți azi? Obligată, e o obligație foarte mare, e o răspundere. Vine cu o răspundere, pentru că trebuie întotdeauna să primești toate aceste lucruri cu umilință și să nu faci din asta o chestie care să te blocheze, să te limiteze. Nu sunt cel mai bun artist. Sunt un artist cel mai bun în devenire. Asta e, cred, cel mai important. De ceva vreme, Loredana este actriță în serialul Camera 609, Lasă-mă în place. Pentru mine e bucurie să merg pe platou, pentru că ies din spațiul ăsta al muzicii și mă duc într-o lume care mie îmi place foarte mult. Îmi place să joc, îmi place să intru în pielea altui personaj, îmi place foarte mult să fiu acolo cu regizorul, cu replicile. E o muncă destul de dificilă, să știți, pentru că un serial greu pentru tine, bănuiesc. La foc intens, nu ai timp să filmezi prea multe duble, deci trebuie să fii extrem de focusat, să știi replicile, pentru că n-ai decât un shot sau două shoturi și după aia nu mai ai timp. Next, următoarea scenă. Da, tu ești profesionistă și cumva reușești să... Revenirea pe micile ecrane prin acest serial, pentru că, ca orice lucru, trebuie să-l practici. Au fost
fost câteva, pot să zic, câțiva ani în care n-am apărut și n-am jucat. A fost o mică pauză și m-a repus în formă cu actoria. Și să știi că de atunci am mai jucat și în alte filme, nu doar în ăsta, așa că... Urmează să apară, bănuiesc. Da, 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 pe marile ecrane. Ai o melodie care, din repertoriul tău, care îți este cea mai dragă, cea mai de suflet? E foarte greu să spun. Ca și cum ai întreba, am 10 copii care, pe care îl iubești mai mult. E foarte greu. Sunt momente în care îmi place un cântec mai mult, momente în care ascult din întâmplare la radio sau cineva îmi trimite sau pe TikTok sau o piesă mai veche și zic, wow, uitasem de cântecul ăsta. Wow, dar eu chiar eram bună atunci și am scos un cântec frumos. Și mă bucur că acele cântece sunt în continuare ascultabile și că au trecut testul timpului. Și asta cred că e cea mai mare bucurie a mea. Și pentru că tot se apropie Paștele, Loredana păstrează tradiția de a cânta pe litoral, dar nu și de a savura toate bucatele tradiționale. De Paște o să cânt. O să fiu la mare, la Fratelii, care fiecare dată e un show pe care îl fac de fiecare dată când se deschide sezonul estival. Se deschide cu mine și cu Agurida și pregătim show-ul pentru acolo. Mai avem și alte surprize, dar nu ți le spun încă. Nu știu câte ouă, o să sparg ouăle, dar nu știu dacă o să le mănânc anul ăsta. Pentru că nu mai mănânc nimic legat de proteina animală, așa că sunt o vegană înrăită. Foarte tare! Da. Mă bucur că înseamnă că ai și ambiție să faci chestia asta și disciplină. Și disciplina și, bineînțeles, când vezi că sunt rezultate și vezi ce schimbări îți aduce o asemenea dietă, Vă sfătuiesc pe voi. Felicitări, n-am atât ambiție, recunosc. Aș să încerce, să se arunce. Nu pot. Spargem ouăle anul ăsta, să nu le mâncăm. Mulțumesc tare mult și Paște fericit, dacă nu ne vedem. Paște fericit tuturor, vă pup, vă iubesc.